Bună, fetelor! Multe dintre voi m-ați întrebat ce cărți îmi place să citesc, așa că am zis, e momentul oportun să vă filmez un clip despre cărțile mele preferate. Nu o să vorbesc foarte mult despre fiecare în parte, pentru că ar lua extrem de mult timp și nici nu am cum să vă arăt toate cărțile din colecția mea, pentru că, din nou, nu vreau să ne lungim mai mult de câteva minute. O să le iau într-o ordine total aleatorie, să zicem așa. Ar fi prima oară cărțile în limba engleză. Îmi place scriitorul John Green. Acesta este The Fault in Our Stars și am citit și Looking for Alaska. Mi-au plăcut mult amândouă. Sunt într-adevăr niște cărți care au ambele un final mai nefericit, ca să zic așa. Dar sunt scrisă foarte bine, te ține cu sufletul la gură, este o lectură ușoară și plăcută. Mai am Pride and Prejudice de Jane Austen. Nu este o lectură chiar atât de ușoară, dar e o carte foarte frumoasă, mie îmi place la nebunie și am citit-o savurând fiecare pagină. Pe urmă o să merg random, cele în engleză erau chiar deasupra, o să o iau total aleatoriu. Și o să încep cu două cărți din colecția Chic de la Polyrom. Prima este Sophie Kinsella, Poți să ții un secret, după care aștept de câțiva ani buni, cred că de vreo 7 ani aștept să fac un film și încă nu s-a făcut. Săraca e obosită tare, pentru că deja am citit-o de 3 ori și este savuroasă, e o poveste de dragoste chiar savuroasă, s-ar face un film senzațional după această carte. Iar a doua este de Wendy Holden, Nevestele din Bath. Tot așa, o carte cu o lectură ușoară, drăguță, pentru fete, dacă vreți să vă delectați duminica sau sâmbătă la cafea, e perfectă. Apoi urmează Stephen King. Am aici Jocul lui Gerald. Stephen King este un scriitor de obicei de cărți psihologice, thrillere, groază. E unul dintre scriitorii mei preferați și Misery o să fie una dintre cărțile mele preferate pentru mult timp de acum încolo. Mi-a plăcut și aceasta, am mai citit de el Cimitirul animalelor și chiar a fost super. Toate cărțile lui au fost super. John Grisham, Frăția. John Grisham, din nou, este unul dintre scriitorii mei preferați. Multe dintre subiectele pe care le abordează se învârtă în lumea dreptului cu mulți avocați. Scrie și el thrillere. E chiar foarte tare scriitorul. Apoi am câteva cărți de dezvoltare personală și nu numai. Să vă arăt câteva dintre ele. Prima este How to Make It as an Advertising Creative. Îmi place foarte mult această carte. Dacă vă place publicitatea, advertising-ul, vă sugerez să o citiți. Este foarte bine structurată, are foarte multe studii de caz, chiar e super mișto. Eu am luat-o din Cărturești, prețul inițial a fost 80 de lei, dar am prins-o la reducere și am zis, e momentul oportun, acum o vreau, îmi trebuia, oricum aveam ochii de mult pe ea. Apoi mai am Dicționar de Coaching, Creierul și Inteligența Emoțională, Coaching pentru Performanță, și asta îmi place foarte mult, de Sir John Whitmore, Confident Coaching și Words That Work. It's not what you say, it's what people hear. Foarte mișto toate cărțile astea. Vă sugerez să le citiți și voi. Apoi, mă scuzați, da, încă sunt răcită. O carte foarte diversă și foarte simpatică a fost aceasta de la editura Niculescu. E vorba de Cultură Generală, 3000 de întrebări și răspunsuri.
Practic, găsiți întrebări despre istorie și politică, știință naturală, tehnică, economie, Europa, religie, arte, literatură, cultură, divertisment, pământ și univers, tot ce vreți. Este o carte perfectă dacă sunteți cu un grup de prieteni, probabil și vă plictisiți la un moment dat, puteți să vă testați între voi, să realizați tot felul de concursuri. Puteți să vă pregătiți pentru concursul de genul vrei să fii milionar, dacă vrei. Este acel tip de carte ce te ajută să te dezvolți și să-ți îmbogățești cultura generală. Apoi, una dintre scriitoarele mele preferate, cred că e pe locul 2, dacă nu acolo se bate cu, o să vă zic eu cine, pentru locul 1, Rodica Ojoc Brașoveanu, aceasta este Răzbunarea sluților, obosită și aceasta am citit tot așa de 2-3 ori. Am citit tot ce se putea citi de această scriitoare, vă recomand și Poveste imorală, care îmi place mult, vă mai recomand de asemenea Grasă și proastă, Bărbații sunt niște porci, Bună seara, Melania, Cianură pentru un surâs, are foarte, foarte multe, este The Bomb, Rodica Ojoc Brașoveanu, îmi place foarte, foarte mult. Apoi vine Paul Auster cu Cartea iluziilor, este singura carte citită de acest scriitor și îmi place foarte mult. Am mai încercat să găsesc ceva de el, dar nu prea am găsit prin librării, o să trebuiască să mai dau eu o fugă prin Cărturești, fiindcă aceasta este foarte, foarte foarte interesantă și captivantă. Scrie despre, în această carte vorba despre filmele mute, cele alb-negru de pe vremuri, istoria lor un pic, dar este un thriller captivant, deci vă o recomand. Bineînțeles, cam toate fetele am trecut prin serialul Gossip Girl și câteva printre cărți. Eu nu le-am citit pe toate, doar pe aceasta, pentru că serialul era mult prea bun ca să citesc și cărțile. La un moment dat am zis că prefer să citesc altceva și să rămân cu serialul, dar mi-a plăcut. Pentru lectură ușoară, așa, e ok. Mai vreau să vă arăt încă o carte de John Grisham, Șantajul, și aceasta este foarte, foarte foarte bună. Într-adevăr, v-am zis, John Grisham este un maestru al thrillerului judecătoresc, juridic, cum vreți să-i spuneți. Aceasta mi-a plăcut mult și mai mare, foarte multe John Grisham, tot așa, vreo 5-6 cărți am citit și de el și aș vrea să am toată colecția. Iar preferatul meu, numărul 1, este Dan Brown. Deci pe locul 2 Rodica Ojoc Brașoveanu și pe locul 1 Dan Brown. Odată ce pun mâna pe o carte scrisă de el, nu pot să renunț la ea. Aș lua-o peste tot cu mine, aș citi în absolut orice moment al zilei, îmi vine și la lucru să o iau și să răsfoiesc, dar nu pot. Este acel tip de scriitor care pur și simplu mă lasă mască, scrie exact pentru sufletul meu. Aceasta este Fortăreața digitală, dar am mai citit Inferno, care este pe primul loc dintre toate cărțile citite, Codul lui Da Vinci, Îngeri și demoni, ce am mai citit de el? Asta e Fortăreața digitală, da, deci Conspirația ar mai fi de el. Foarte, foarte bune cărțile, îmi place la nebunie Dan Brown. Și am o veste bună pentru voi. Pentru fanii Dan Brown, să știți că în anul 2016 apare ultimul film din seria Robert Langdon și e vorba de Inferno. Deci, în 2016 îl vedem în sfârșit pe Tom Hanks în Inferno, pe marile ecrane. O să vă mai arăt acum pe partea de travel ce fel de cărți citesc. Este vorba de ghid complet de la editura că îmi scapă. Ceva cu A. Aquila, așa. Aceasta este editura. Au pentru toate țările. Este senzațională, super cuprinzătoare. Are harta orașului pe anumite zone împărțite. Începe cu istorie, civilizație, listă cu restaurante, tot ce vreți. Deci vă recomand un asemenea ghid dacă voi călătoriți. Foarte repede înainte, pe partea de health îmi place foarte mult Mihaela Bilic, am 30, mă abțin, dar mai are încă două cărți scoase, pe acelea le are mama mea și le-am citit pe ale ei, dar este super, super
bine dacă ați prinde astfel de cărți scrise de Mihaela Bilic, pentru că este unul dintre cei mai buni nutriționiști din România. Bineînțeles, o împătimită de fashion nu avea cum să nu citească Isme, să înțelege moda, pentru că vorbește despre rococo, exotism, dandism, romantism, glam, punk, avantgardismul japonez, yuppism, grunge, toate stilurile vestimentare sunt în această carte, bineînțeles cu imagini. Este pentru sufletul meu, așa, această carte și am devorat-o. Mergem mai departe apoi cu Bookster. În cazul în care nu ați auzit, Bookster este o bibliotecă online și o să vă arăt câteva din cărțile împrumutate de la ei. Prima este vorba de Domnul Gordon Ramsay, Meniul Perfect. Este o carte imensă. Vedeți că sunt copertate de cei de la Bookster. Și cam așa se deschide. Și aici sunt rețetele, o să încerc să vă arăt pe cât posibil, cu ingredientele, sunt tot felul de cartoane, așa pe fiecare este o altă rețetă. Este senzațională, vă recomand din tot sufletul. Tot pe Bookster găsiți și mai multe cărți de Jamie Oliver, dacă sunteți pasionați ai gătitului. Veritai am împrumutat-o tot de pe Bookster, este vorba despre Everyday Popular Culture în Thailanda. Senzațională cartea, extrem de bine structurată, foarte multe imagini, foarte, foarte multă informație. Apoi, abia ce am împrumutat acum Bastarda Istanbulului, sunt foarte curioasă, este de Elif Shafak. Sunt foarte curioasă pentru că nu am citit nimic de Shafak și dacă voi ați citit, o să-mi lăsați în comentarii impresiile voastre, pentru că eu sunt super curioasă. Apoi, Magia Pixar. V-am zis că sunt o cinefilă și jumătate, așa că vreau să știu despre Pixar și ce s-a întâmplat în ce a fost în spatele succesului. Bineînțeles, este povestit și rolul lui Steve Jobs în ceea ce privește succesul Pixar și la mijloc mi se pare așa de simpatic că au adăugat câteva fotografii cu cele mai bune filme Pixar, Toy Story, Finding Nemo, Cars, Incredibles, Ratatouille și așa mai departe. E de citit, la ce am ajuns cam până pe la jumătate. Feng Shui am citit-o deja, este vorba despre lifestyle, despre Feng Shui, bineînțeles, tot felul de semnificații, cum să-ți decorezi casa, biroul, grădina, cum să-ți aranjezi lucrurile, cum să-ți pui la cale viața, cum să interpretezi anumite lucruri care au loc în viața ta și, bineînțeles, atacă și partea de zodii, are zodiacul chinezesc și ramificațiile acestuia. E de citit în cazul în care vă interesează. Singura carte care îmi lipsea de Dan Brown este Simbolul pierdut și m-am decis să o împrumut de la cei de pe Bookster decât să o cumpăr, fiindcă de ce nu? Deși va trebui să am toate cărțile lui Dan Brown în colecția mea, absolut toate, le voi lua odată. Pe urmă am Vaca Mov, ce îmi place foarte, foarte mult, este despre afacerea prin idei remarcabile. Este senzațională, mă puteți citi într-o zi, e super rapid, o lectură ușoară. E vorba despre perioada în care publicitatea și marketingul capătă valențe noi pentru că a apărut new media, toată lumea este creare pe new media, mai puțin la televizor și reclamele televizate sau la radio. Prin urmare, urmărește foarte bine această tranziție și vă recomand. Iar ultimele cărți și cu asta v-am lăsat în pace, sunt grele. E vorba de cookbooks. Am pe acestea rețete pentru deserturi. Jamie Oliver, cum v-am mai zis. Și apoi din acea colecție de la Adevărul, pe care sigur o știți și voi, am doar 5. Doar 5 am vrut și exact pe cele 5 le-am prins. Așa că sunt fericită, mulțumită, nu am nevoie de toate. Preparată din carne am vrut. Rețete tradiționale din Africa și Orientul Mijlociu, sucuri și cocktailuri din fructe,
rețete tradiționale din bucătăriile Europei și, bineînțeles, China, Japonia, India și Thailanda. Cam asta a fost colecția mea de cărți, fetelor. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi, vă rog, din tot sufletul comentarii cu ce vă place vouă să citiți, care sunt scritorii preferați și, de ce nu, ce-mi sugerați mie să încerc nou. Vă pup! Pa, pa!